Cred că ai niște prieteni foarte buni. Ah, mersi. Stai pe bancă puțin eu? Auzi, mi s-a părut mie sau mi-ai zis iub? Da. Prea devreme, iartă-mă. Nu, nu e prea devreme, doar că știi, așa îmi spunea și fostul și... Ah, fostul, fostul, da, nu, nicio problemă, nu, știu cum e și eu, și eu sunt situația asta, stai liniștită, puiu. Nu, nu e bine. Culmea și puiul a fost tot în trecut. Da? Da, ce coincidențe. Da. Astea sunt oricum alea clasice. Hai, că astea sunt clasice, exact, sunt alea exact. Clasice. Ia, este alea clasice, mă, bebe mic. Nu? Bebe nu? Normal că nu, e clasic. Ce asta e clasic? Sunt vechituri, exact. De când lumea și pământul și relațiile. Ok, la revedere, alintături vechi. Hello, alintături noi. Măi, piso. Nu. Scuze, ăsta a fost primul. Primul cu care am și... Ok. Știi tu. Ok, da. Și nu vrem să... Primul nu se uită niciodată, așa este. Ok, da. Aia e, măi, îngeraș. Ce? Nu, nimic, doar că... Așa îmi spunea un alt fost de-al meu și... Eu eram îngeraș și el era drăgușor. În fine, era puțin mai violent decât trebuia să fie. Genul ăla de relație toxică. Da, iartă-mă, nu, eu am fost. Care chiar nu vrei să-ți aduci aminte. Da, iartă-mă, nu, greșeala mea, iartă-mă, dulceață. Nu. Rujurică? Nu. Porumbel? Nu. Drăguța? Nu. Usuleț? Nu sunt grasă. Băncuță? Nu. Nu, Băncuță? Unul dintre foștii mei era tâmplar. Pe bune, tâmplar? Ok. Ce-ar fi să zic? Micul meu mul. Că aparent toată lumea a intrat în tine. Sau mica mea mahmureală. Că văd că toți s-au trezit cu tine. Stai, scuze. Hai că ești chiar nesimțit. Unde mergi? Acasă. Iermișor. Stai! Așa-mi spunea fosta.